Vali Vigelie ar fi trecut prin momente de groază în urmă cu mai mulți ani când a asistat la o execuție de timp mafiot la un chef al interlopilor români din Statele Unite ale Americii, subiect pe care artistul nu l-a deschis niciodată în public. Era anul 2004, iar bandele de români începeau să strângă rândurile pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Specializați în clonarea de carduri, românii reușeau să câștige sume uriașe de bani fără să atragă atenția autorităților americane concentrate în direcția infracțiunilor de mare violență. În vara acelui an, Vali Vigelie ar fi fost angajat să cânte într-un restaurant din Las Vegas. Petrecerea era în toi și ploua cu dolari câștigați ușor, când între petrecăreți au apărut divergențe legate de dedicațiile muzicale. Conform unor martori oculari, din cauza băuturii oamenii s-au luat la bătaie. La un moment dat, unul dintre scandalagii i-ar fi tras o palmă unui armean care își însoțea iubita româncă și care nu înțelegea nimic, mai ales că nu știa limba română. Armeanul, care era la rândul său un membru al lumii interlope, a ieșit din restaurant și a mers până la mașină, de unde a revenit înarmat cu un pistol. Fără să stea la discuții, acesta a îndreptat arma spre capul celui care îl lovise. Speriată, iubita româncă i-a dat peste mână chiar în momentul în care a apăsat pe trăgaci, iar glonțul a lovit victima în picior. Acest lucru nu i-a salvat însă viața. Glonțul i-a secționat artera femurală, iar bărbatul a murit în câteva minute. Speriați, toți oamenii prezenți în restaurantul respectiv, între care s-ar fi aflat și Vali Vigelie, au fugit cât i-au ținut picioarele. De atunci, celebrul lăutar nu ar fi deschis niciodată în public acest subiect delicat.